10 de șomeri din Turceni se îndreaptă zilnic spre zona în care se construiește fabrica de gips carton a belgenilor de la Siniat. Interesant este însă că oamenii caută acum un loc de muncă la fabrica din Turceni, care se va deschide abia în luna decembrie acestui an. Solicitanții își depun cererile de angajare cu speranță chiar și în aceste condiții în care Siniat nu va angaja decât cel mult 80 de muncitori necalificați. Ați venit cu cereri de angajare pentru viitoarea fabrică? Da. Sperați să fiți angajați? Sperăm că de-aia venim să lucrăm, dar acum să nu știu despre ce este vorba. Da, vedeți că fabrica încă mai este până se termină. Da, este, nu este problemă, și așteptăm, nu este problemă. Măcar să fie ceva. Am mai fost la diferite firme și încă n-am găsit loc de muncă. Și credeți că dacă vă depuneți aici un CV o să fiți chemat? Noi sperăm să fim chemați. Acum așteptăm și noi. Lăsăm și un număr de telefon să ne sune. Lasă, acum dineretul un ar nu să mai lucreze. Vă puneți speranțe în noua fabrică? Noi așa sperăm. Acum vom vedea ce va fi. Vrei să te angajezi aici, la fabrica de gips carton? Da. Ce abilități crezi că ai sau pentru ce meserie? Orice se poate. Ai terminat recent școala și n-ai găsit loc de muncă? Și crezi că te vor angaja? Adică... Încercăm, nu știu. În timp ce solicitanții unui loc de muncă se înghesuie să-și depună CV-urile direct în șantier, alți 400 de cetățeni din oraș au depus cereri de angajare la primăria Turceni, tot pentru a prinde serviciul asiniat. În ce îi privește pe investitori, aceștia nu dau încă un răspuns legat de angajări, dar așteaptă ca firma de construcții care prestează deja pentru realizarea noii fabrici din luna decembrie anului 2013 să finalizeze cât mai repede lucrarea. Firma de construcții în cauză, societate de top din domeniu, este din capitală. Belgienii de la Siniat nu au astfel probleme, chiar dacă terenul pe care construiesc în prezent, achiziționat de la Lafarge, face obiectul unui dosar penal la DNA încă din 2009. Siniat va investi 50 de milioane de euro în fabrica de gips carton din Turceni, materia primă fiind asigurată de termocentrala din localitate.